Modernizare iluminat public, Comuna Horgesti, județul Bacău. Valoarea proiectului finanțat pe măsura 3.2.2 prin intermediul GAL Colinele Tutovei, pentru care s-a primit ajutor public nerambursabil, a fost de 38.953 euro, la care s-au adăugat cheltuieli neeligibile suportate de către Comuna Horgesti în valoare de 10.179 euro, așa încât valoarea totală a proiectului s-a apropiat de suma de 50.000 de euro. Investiția propusă de proiect a condus la schimbarea iluminatului stradal existent, convențional, cu soluții de iluminat mult mai eficiente energetic și astfel la înființarea unui sistem de iluminat public inovativ cu panouri solare fotovoltaice cu consum redus de energie. Proiectul a constat în instalarea a 21 de stâlpi de iluminat public cu LED-uri cu consum redus de energie. În urma verificării și evaluării cererii de finanțare, s-a aprobat acest proiect în data de 22.04.2014. În data de 28.05.2014, s-a semnat contractul de finanțare cu fonduri nerambursabile, prin care se realizează pe o distanță de 2 km această lucrare. Lucrarea a fost autorizată în data de 10.03.2015, a fost începută în data de 20.03.2015. În data de 8.04.2015, lucrările sunt finalizate. De această investiție beneficiază în mare parte toți locuitorii Comunei Horgești, care sunt în jur de 5.000 de locuitori, deoarece începe pe drumul principal, luminează primăria, este drumul spre școală, iar în celălalt capăt al lucrării avem Biserica Ortodoxă, care este un monument istoric, iar la biserică nu avea iluminat public. Cu această ocazie, prin acest proiect, am finalizat și acest program de modernizare iluminatului public, de practic ca să iluminăm toate străzile din Comuna Horgești. Comuna Horgești este situată la sud de municipiul Bacău, pe malul stâng al Siretului, în apropierea fostei cetăți dacice Tamasidava. Prima mențiune documentară a comunei datează încă din 1442. Ca obiective turistice, Horgeștiul se mândrește cu cele trei biserici de lemn construite în secolul XIX, dar și cu iazul renumit ca Raiul Pescarilor de Crapă.